Canon C70 este o cameră recomandată pentru proiecte video mai de anvergură, cum ar fi, de exemplu, cinematografie. Dar nu este o regulă, pentru că de curând, mulți YouTuber au început să o folosească în studiourile lor. Cu un senzor identic ca cel de pe Canon C300 Mark III, adică un CMOS Super 35mm, de dar și cu abilități, cum ar fi Dual Gain Output, despre care o să-ți dau detalii mai târziu, Canon C70 a fost trecut în decembrie 2020 pe lista camerelor cinematice acceptate pentru producții originale Netflix, ceea ce este foarte tare. Camera aceasta știe multe și se menține compactă și ușoară față de alte camere cinematice. Mai exact, body plus acumulator plus un card cântăresc împreună 1425 de grame. Asta și datorită policarbonatului din fibră de carbon din care este alcătuit acest body. Camera poate fi montată pe drone, articulații cardanice, instalații de mână sau de umăr precum și pe căști FPV și vehicule. C70 are un design fresh, pot spune, având în vedere că pe gripul multifuncțional sunt și trei butoane cărora le putem atribui diverse funcții. În total pe cameră sunt 13 butoane care pot fi customizate de către utilizator cu numai puțin de 80 de funcții. În colțul din dreapta jos al camerei avem și portul pentru sincronizare tip timecode care reprezintă modul profesional folosit pe platourile de filmare de a sincroniza nu numai audio cu video, dar și camerele între ele. Tot pe grip avem și ușița pentru cele două sloturi de card, iar în spate avem bineînțeles un LCD de calitate rotativ și rabatabil pe orizontală. Joystickul din dreapta sus este foarte util pentru că putem naviga prin meniuri extrem de ușor și rapid. Însă, în aceeași măsură, îmi place și faptul că avem și acest dial cu care, la fel poți naviga prin meniuri și apoi confirma cu butonul Set. În spatele ecranului LCD sunt situate butoanele tip Switch și selectoarele rotative pentru ajustarea independentă a nivelurilor de înregistrare audio. Sursa de intrare poate fi selectată de la intrarea de linie, există și microfon stereo încorporat și cele două intrări de microfon mini XLR situate pe partea stângă a camerei pentru un total de patru canale de intrare audio. Portul USB-C acceptă adaptoare Wi-Fi și rețea, există și intrare pentru telecomandă, un slot Full HDMI pentru ieșire video în caz că vrem să ne cuplăm la un monitor extern sau un recorder extern, iar de aici începe nebunia. Avem filtre ND integrate direct în body care reduc expunerea cu 2, 4 sau 6 stopuri de lumină. Asta înseamnă că nu mai trebuie să montăm filtru ND pe obiectiv. Avem două butoane pentru setare de white balance predefinit și schimbare manuală a valorii, iar în partea din dreapta avem trei butoane care ne ajută să reglăm expunerea și focusul ca la carte, cu ajutorul unor funcții extrem, extrem de folositoare. Și anume, zebra, peaking și waveform care mie personal mi se pare cel mai special. Waveform este asemănător unei histograme, dar este mult mai ușor de înțeles pentru că avem valori de expunere de la 0 la 100 pe verticală iar dacă de exemplu avem o sursă puternică de lumină în cadru care se mișcă de la stânga la dreapta, aceasta va apărea pe waveform mișcându-se tot de la stânga la dreapta. Deci este foarte ușor să identific ce anume este ars sau este în negru total în cadrul meu. Pe partea de sus a camerei avem o patină pentru montarea mânerului care poate susține și un microfon unidirecțional extern de exemplu, iar ca și butoane mai importante, îl avem pe cel pentru record accesul la fișierele înregistrate și un buton care ne ajută să trecem de la un card la altul, având acces, bineînțeles, la multiple formate de înregistrare. Montura pe Canon C70 este RF, deci putem folosi obiective din gama nouă, cum ar fi acest indispensabil 35mm de mm F1.8, iar cu ajutorul adaptorului sau speed boosterului EF, RF, cu un raport de mărire de 0.71x, putem atașa fără absolut nicio problemă obiective EF, cum este acest 24-70 mm F2.8. Iar cu adaptorul RF, devenit foarte uzual, cel fără absolut niciun fel de optică, putem monta cu ușurință și obiective crop, adică EFS. În concluzie, putem lucra cu o varietate foarte mare de obiective Canon. Ca să-ți dai seama de dimensiuni, în stânga am pus un body de la EOS R, iar în dreapta avem acest C70. Este într-adevăr o cameră mai mare, dar sub carcasa aceasta se întâmplă chestii foarte tari, cum ar fi, de exemplu, ventilație direct în body. Necesar atunci când vrei să registrezi la calitate maximă, poate la FPS mai ridicat pe perioade mai lungi de timp. Așa că eliminarea aerului cald împreună cu acumulatorul BP-A30 o să-ți permită înregistrări de peste 3 ore la filmări normale și peste 2 ore de înregistrare la 120 de frame-uri pe secundă. De asemenea, încărcătorul de la C70 poate fi cuplat direct la cameră pentru alimentare continuă cu energie. În afară de joystick și selectorul rotativ, putem naviga prin setările esențiale pentru înregistrare folosind controlul tactil direct pe LCD. Astfel, odată ce am apăsat icoana din stânga jos, am acces rapid la White Balance, diafragmă. ISO și timp de expunere, dar și la setări pentru focus și verificarea expunerii. Canon C70 dispune de dual pixel autofocus cu prioritate pentru fețe sau focalizare automată doar la detectarea unei fețe în cadru, iar din testele pe care le-am făcut, funcționează foarte bine. Este important de menționat și faptul că dual pixel autofocus funcționează și când activăm dual gain output, despre care aminteam la începutul clipului. Acest dual gain output sau DGO are rezultate mai bune decât dual ISO iar beneficiile se văd pe un interval ISO mai larg, maximizând astfel intervalul dinamic până la 16 stopuri de lumină, dar și calitatea imaginii, indiferent de mediul în care vei înregistra. Dual Gain Output trimite semnale separate către părțile luminate din cadru și către cele întunecate pentru a obține expunerea potrivită, atunci când contrastul este mai puternic. Intervalul dinamic de 16 stopuri se poate obține însă folosind C-Log 2 un format foarte slab în contrast, dar care înmagazinează mult mai multă informație care ajută ulterior în colorizare și în menținerea detaliilor din umbre. Putem activa și ISO automat și gain sau amplificare automată pentru tranziții cât mai uniforme reglând automat sensibilitatea la trecerea de la zone întunecate la zone luminoase și invers. Culorile pielii se păstrează naturale, cu tonuri calde, așa cum ne-a obișnuit deja sistemul Canon Cinema EOS. Pe ecran am pus câteva teste făcute în interior pentru ISO, nu am trecut prin absolut toate valorile, dar ceea ce trebuie să știi este că acest C70 are limită la ISO 100 2400. Nu cred că vei folosi vreodată această valoare decât în condiții extreme, dar nu se știe niciodată. Canon C70 poate înregistra 4K până la 120 fps și 2K până la 180 fps în modul Super 16, adică un format cropat. Asta, dacă vei folosi cardul de memorie SD potrivit, adică V90 UHS2. Ce mi s-a mai părut foarte adaptat pentru vremurile în care trăim este posibilitatea de a monta camera pe verticală, pe un trepied sau o articulație cardanică. Asta te va ajuta să filmezi materiale pentru rețelele sociale, dar mai nou, și pentru noul format adoptat de YouTube, numit Shorts. În fine, sunt multe de vorbit despre C70 și sunt sigur că și alții care vor testa această cameră vor fi plăcut surprinși. Așa că dacă ai în plan să filmezi documentare, evenimente, reclame, vei face o alegere bună. Sau poate cine știe, tu vei face următorul Netflix Original cu Canon C70 pentru că este la un raport calitate-preț foarte atrăgător. Eu sunt Cristi, mersi că m-ai urmărit până la final. Dacă n-ai făcut-o până acum, dă un like la clip și abonează-te la F64 ca să fii primul care primește aceste materiale video. Pa, pa.